Dragii mei, vă salut din nou cu pacea Domnului Iisus și am din nou posibilitatea să vorbesc împreună cu dumneavoastră pe baza declarațiilor a Cuvântului Lui Dumnezeu, a ceea ce noi obișnuim de fiecare dată când ne întâlnim să vorbim doar pe ce stă scris. Și mă bucur că sunteți dintre aceia care dumneavoastră apreciați, puneți preț pe Cuvântul Lui Dumnezeu. Am găsit scris într-o carte, cei care pun astăzi preț pe Cuvântul Lui Dumnezeu vor avea posibilitatea o veșnicie să stea lângă Domnul Hristos, că este dovada că îl iubește. Dacă nu iubește pe Domnul Hristos, nici aici nu pune preț și nici acolo nu va pune preț. Chiar dacă îl duci forțat acolo, chiar dacă l-ai duce, așa să face o excepție. Dar Domnul Hristos este dintre cel care vrea să ne ajute să fim sfinți. Cuvântul Domnului spune, voi fiți sfinți că și eu sunt sfânt. Și cu privire la sfințenia aceasta, Domnul ne cere astăzi, mie și dumneavoastră, să ne spună că vor fi, acesta este titlul temei noastre, jocoritori a lucrurilor sfinte. Deci lucrurile sfinte au o problemă. Nu neapărat cu neglijarea lor. În datorită faptului că există multă sfidare față de lucrurile sfinte. Nu. Există într-adevăr la momentul de față o bagiocoră la adresa lucrurilor sfinte. Și dacă ar fi o neglijență de servici, cum a fost în cazul lui Uza și am vorbit noi cu altă ocazie sau un an, dar aici nu este vorba de o neglijență de servici. Nu, nu, nu. Aici este strict vorba despre bagiocoră la adresa lucrurilor sfinte. Și Dumnezeu nostru care nu se lasă nici înșelat, nici bagiocorii, nu va îngădui lucrul acesta. Eu aș vrea ca să ascultăm prima dată mesajul unei cânteri care ne spune în felul următor. Te cheamă Domnul. Te cheamă Domnul să spună ceva. Domnul te cheamă degeaba. Domnul, Pe... timpul petrecut cu Domnul nu e un timp pierdut. Niciodată să nu regretați, niciodată să nu spuneți, am stat să ascult pe Domnul prea mult astăzi. Nu, niciodată n-am stat suficient. Nici o zi pe lumea aceasta n-am făcut mai mult decât vrea Domnul să ne aibă cu el. Și pentru că ne dorește și ne iubește, hai să ascultăm mesajul acestei cântări. Te cheamă Domnul. Bine ar fi să-l ascultăm. Și după aceea vom continua tema noastră. oh Dragii mei, îi mulțumim lui Dumnezeu pentru posibilitatea aceasta. Te cheamă Domnul ceas cu ceas, pas cu pas, doar de a înțelege și noi odată chemarea asta, să vină pentru noi. Ce bine ar fi dacă ne-ar intra odată în cap că Domnul are un plan cu noi și că nu este în zadar, niciun cuvânt venit pentru noi. Este un mesaj în Sfânta Scriptură care spune în felul următor: Înainte de toate, a doua Petru, capitolul 3, versetul 3. Înainte de toate. des, untele lucruri în viață care au o anumită prioritate. Înainte de toate să știți că în zilele din urmă vor veni bagiocoritori prin de bagiocuri. Care vor trăi după poftele lor. Deci care trăiesc după poftele lor nu e niciun fel de problemă. Am mai auzit, am mai văzut, știm, există. E treaba lor, ce să mai zicem. Fiecare trăim într-o generație în care fiecare face ce vrea. În societatea zilele noastre e greu. Spune că este atât de nesupusă și atât de rebelă încât este greu să o controlezi. Se fac eforturi din toate punctele de vedere, dar se fac eforturi și pare că sunt zadarnice. Pentru că bagiocoritorii vin de undeva, prinde bagiocoră. Și este un limbaj în zilele noastre, spunem cu cine te împrietenești ca să-ți spun cine ești. Deci, cu alte cuvinte, dacă ai prieteni, dacă ai apropiați, bat jocoritori, dacă la tine în familie se bat jocorește, dacă în mediul tău, în influența ta, în mediul tău înconjurător, acolo, între cei apropiați de tine sunt bat jocoritori, să nu crezi că tu o să fii de la eblavios, care nu zâmbești, nu râzi, nu glomești pe seama altora sau pe... Nu, no, o să vezi tu la fel. Și atunci singura variantă este să te retragi. că nu poți să-i schimbi tu pe ceilalți, că n-ai cum. Spune la un moment dat că a fost o întâmplare când un împărat, un om care Biblia spune că era după inima lui. Deci dacă spune Biblia că ești după inima lui, Dumnezeu, pe păi cu siguranță să crezi faptul că a mai fost trecut și pe pagine Sfintei Scripturii. Că noi credem Biblia că este cuvântul lui Dumnezeu. Nu să spună alții despre tine că tu ești bun. Nu, că s-ar putea să spună aia din grupul tău că tu ești cel mai bun. Să spună Dumnezeu că ești cel mai bun. Și că ești după inima lui. Și un om care a fost după inima lui Dumnezeu era gata, gata să facă o greșeală. Dar știți cum? Gata, gata să. Să se atingă de lucruri sfinte. Să atins puțin. Atât îi mai trebuia, dar știți cât îi mai să se atingă de lucruri sfinte? Câțiva centimetri. Vă mai -am amintiți de asta că am mai avut o temă de cineva care s-a atins de un obiect sfânt și imediat a murit. Și știți cum îl cheamă? Uza, nu? Și am povestit noi atunci cât de important este să ai grijă cu lucrurile sfinte. E, el, fără să-și dea seama la presiune, la avertizările altora, la influența altora, că până la urmă, unii, ăștia care stau în jurul tău, doar asta pot să-ți facă. Frate, zi, frate, fă și tu ceva, apropie-te. Și cartea spune, sunt unii care vor fi bagiocoritori în zilele din urmă și noi trăim în zilele din urmă și nu cumva sub influența altora să ne atinge și noi cu bagiocoră de lucrurile spinte. Hai să vedeți care era bagiocor. Întâia Samuel, capitolul 24, versetul 2. Împăratul Saul, chiar în perioada împărăției lui, a văzut el, simte la un moment dat că domnul nu mai agrează pe el, că nu mai simpatizează, că domnul se retrage de la el și că încep să vină toate necazurile peste el. Și a zis în sufletul lui așa, voi fraților, ce pot să mai fac, că nu știu ce să mai fac și în ce parte să mă iau, că uite, crește în popularitate și cel mai bine văzut este David. Și am înțeles că uh, omul ăsta mare de la biserică, care e călăuzit de domnul, adică Samuel, s-a dus și la și un scampărat în locul meu. Și de când a auzit lucrul acesta, nu mai rău, nu, nu putea să aibă nicio liniște, nicio pace. Nu că ajunsese doar la bagiocor să fie stăpânit de bagiocor, dar ar fi vrut să-l omoare. Că știți asta, niciodată noi nu ne temem de alții, am mai spus eu cu alte ocazii, nu ne temem de alții că ne ia locul. Adică pastorul niciodată nu să teme de femeia de servici de la biserică, care face curățenie pe acolo că ia locul. Știți de Na. Și în toate domenii e cam la apel Totdeauna te perești de cel care este acolo aproape de tine și care ar putea fi la apel de bun ca tine sau poate chiar mai bun decât tine. Și atunci creează și apare o invidie de asta groaznică și începe o bagiocoră de neînțeles, de neegalat. Nici nu știi de unde vine și de unde pornește. Nu știi de unde și-a făcut alimentarea. Că te-ai duce și au oprit sursa acolo, dar n-ai de unde să știi. Nu se vede. Nu știe, nu se spune că a făcut vreo școală anume, că ne-am duce să închidem școlile acelea. Sau să cerem autorității o să facă lucrul ăsta. Saul a luat cu el 3.000 de oameni aleși din tot Israelul. Și am zis în sufletul meu, bă, dacă erau aleși, dacă erau aleși, înseamnă că meritau să fie aleși. Înseamnă că aveau niște atribuții, că nu te alege împăratul să fii în slujba lui. Așa, fără, există o selecție, o preselecție, ceva de mai multe ori. Se face totdeauna un casting în sensul ăsta. Nu trebuie să te angajezi acolo ca împărat și să fii în slujba împăratului fără să se facă o... Da, cu toate astea cu toate astea, s-au dus cu toți 3.000 de oameni să caute pe David și pe oamenii lui care erau puțini. Adică cu, de 100 de ori oameni mai mulți trebuie să cauți pe oameni mai puțini. Păcat că le lipsea tehnologia zilelor noastre. Că probabil îi găsea mai ușor. Dacă îngăduia Domnul și lucrul acesta. Ca ați văzut dumneavoastră și tehnologia ne mai lasă câteodată. Parcă apare câte ceva încât ni se șterge totul și ni se ia totul încât nu mai putem nici măcar să comunicăm unii cu alții. Așa cum poate ni s-a întâmplat și nouă la transmisiunile noastre vreodată. Îi mulțumim Domnului prin harul său că încă mai putem comunica. Oamenii aceștia ai lui David, spune versetul 4, au stat de vorbă și căutau să-l influențeze pe împăratul lor. Adică aveau și ei susținători, David, aveau și el câțiva susținători. Și s-au dus la David și au spus, uite, astăzi Domnul, spune versetul 4, la capitolul 24, Domnul îți zice, dar spuneau ei, nu zicea Domnul, dar Domnul zice, dau pe vrăjmașul tău în mâinile tale, făi ce îți va plăcea. Deci cu alte cuvinte vine cineva la tine și spune, stă scris, frate Daniele, zi, lovește-l, exclude-l, făi cu tare. Și nu scrie așa. Deci aia erau vorbele lor. Într-adevăr, Domnul îi dădea, îl dădea pe vrăjmaș în mâinile lui. Da, ai grijă cum te porți cu vrăjmașul. Ai grijă că dacă te porți altfel cu vrăjmașul de cum s-ar purta Domnul Hristos, păi nu ai curaj să mai dai ochii cu el. Într-o zi vei da ochii cu Domnul Hristos și el va spune poate într-o zi, te-ai purtat urât cu vrășmașul tău. El te va bagiocorit, l-ai bagiocorit și tu. Ah. 1 la 1. Mai Nici scor. Nici o bucurie pentru nimeni. E unul la 1. El te-a bagiocorit de la palat și tu l-ai bagiocorit în peșteră. Și cu ce ești prate Daniel mai bun decât celălalt? Cu nimic. E o realitate lucrul acesta. Și îi spuneau, și David sub influența lor, vă mai spuneam eu cu ocazie, s-a dus sub influența lor și a luat și el văzând pe vrăjmașul lui cu doarme profund. Nu știu de unde a venit somnul acesta. Nu știu dacă or fi folosit medicamente, dar cred că cerul a folosit ceva. Că le-a dat la toți 3.000 de oameni un somn așa de profund și le-a închis ochii și le-a lipit, încât cei las treceau pe lângă ei, vorbeau și ăștia nu pricepeau nimic. Nici măcar unul n-a deschis ochii din timpul Și David sub influența, sub presiunea, sub spaturile, nu știu dacă erau pline de bajocuri sau nepline de bajocuri, dar a luat și el și a tăiat o bucățică din haina rivalului său, adversarului său, împăratului, a celui care știa că este un și nu trebuia să se apropie de el. Și eu zic, din punctul meu de vedere, că i-a rău. Dar asta ce credeți? Hai să citim versetul următor. După aceea, inima îi bătea. Pentru că îi trease colțul, colțul hainei lui Saul. De ce îi bătea inima? Pe ce vrea vrei să se oprească inima? No! Să-i fi luat tensiunea atunci să vă ce era pe ea. Îți vă dați seama cum tremura. Vă imaginați noastră ce tremura și de ce tremura? Că s-a atins de o haină? Că eu nu tremur nici că... Nu, no, nu, no, nu, no. haina aceea de împărat îl îmbrăcau alții cu ea când îl ungeau. Nu puteai tu să o porți oricum și oricine. Nu avea oricine haină de împărat. Haina de împărat reprezintă haina pe care o poartă împăratul de sus. Nu puteai tu să te atingi de ea. Și el s-a atins de haina aceea. Și Biblia n-a făcut caz și nu s-a făcut caz de așa ceva. Dar a început pe el să dea ia tremuratul. De ce? Pentru că îi spunea, dincolo de bagiocoritori, îi spunea cineva aici în conștiință. Și și ce îi spunea? Hai să vedeți ce îi spunea. Versetul 6 spune în felul următor. Și a zis oamenilor săi, dar după ce a tăiat, trebuie să spună înainte lucrul ăsta. Să mă perească Domnul, să fac împotriva Domnului meu, care este unsul Domnului. O așa faptă care să pun mâna pe el, căci el este unsul Domnului. Păi mă, frate David, dacă tu știi că e unsul Domnului și știi că nu trebuie să te apropii de el, nu puteai tu să le spui la, așa zici și prietenii, de-ai tăi, susținătorii tăi, Vrea să le spui, nu se poate, nu ne atingem, hai să plecăm repede. Aici este prezența divină și aici prezența divină nu îți permite niciodată să te atingi de vrăjmașii tăi pentru că ai posibilitatea aceasta. Le-a spus așa? Le-a spus, dar după ce a acolo. Știți, spuneți-mi și mie la ce sărbătoare vă puteți duce. Dumneavoastră că am părat ca cineva cu o bucată din haină tăiată, cu un colț acolo. Nici dacă se pătează, frate Daniel, nu mai o dezbraci. Și dacă ar mirosi puțin, atunci tot, 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 dar jos. Dar cum să te mai duci? Dacă e șifonată un pic și deja. Da, da. El a rămas cu o haină tăiată acolo. Frate, nu-l mai lua tu, nu mai ține tu apărarea lui Saul, că merita dezbrăcat de tot de haina aia, că oricum nu o merita. Știu. Dar asta nu când hotărâm noi. Știe și cerul asta. L-a dezbrăcat Domnul. Că nu o merita. Dar nu când vrem noi. Noi totdeauna căutăm să o luăm înaintea Domnului. Pentru că în jurul nostru mai există și oameni bagiocoritori, care ei nu știu să facă deosebirea între lucrurile sfinte și lucrurile care nu sunt sfinte. Păi ce, frate Daniel, contează o haină? Da, contează o haină. Dacă nu conta și era o haină obișnuită, de ce l-a luat tremuratul și îl durea inima? Și bătea inima cu putere? De ce avea tensiunea mărită? știa el. Sub haina aceea la câțiva milimetri de haina aceea pe care o tăiasă. Bătea inima unsului lui Dumnezeu. Frate, termină cu uns, că ăsta era lepădat. Peste, după câteva zile s-a dus la vrăjitoare, s-a omorât. Frate, terminați-o cu... Da, asta nu stabilești tu. Asta o stabilește cerul. Cum să fac eu un păcat așa de mare? Se uita la bagiocoritori, care bagiocoritori, știți cum asta cum sunt? Ei n-au nicio treabă cu lucrurile sfinte. Ei, dacă îi duci la biserică, ei nu știe care e sfânt și care nu e sfânt. Pentru că ei când vin la biserică, sunt așa de bagiocoritori că nu le intră, ori le intră pe ureche și le se pe alta, ori nu înțelege nimic. Ori nici nu interesează. Ce la asta? Asta e pentru fratele pastor, asta e pentru familia lui, asta e pentru cutare. Nu e pentru noi. Și nu ascultă nimic. Și acum vă întreb, bagiocor astăzi, bagiocor mâine, de unde să fi călăuzit de un Păi nu avea de unde. Cine să-i spună? Cu toate acestea, David, când a văzut că presiunea crește, spune versetul 7 de la capitolul 24, cu toate acestea, David a oprit pe oamenii săi. Că a găsit unul bagiocoritor și a spus în felul următor, împărate, știi ceva, tu ești sfânt, lasă că mă rezolv eu, că n-am nicio treabă cu sfinte, cu lucruri sfinte și cu lucruri nesfinte. Eu nu contează la mine la câți am omorât la viața mea, mai contează că omorul că este omul lui Dumnezeu sau nu. Nici o problemă, lasă-l pe mâna mea, că eu acum iau gâtul și gata. Și el spune că am piedicat, i-a oprit pe oamenii lui ca să-l omoare pe Saul. I-a omorât. Atitudinea aceasta, adică nu faci tu, putea să spune elegant, așa cum spune noi în zilele noastre. Nu i-am zis eu, frate Daniel. Nu am folosit o expresie aceasta. Alții au fost bagiocoritori. Da, ea alții erau în spera ta de influențe. Tu le-ai zis ceva când ei erau bagiocoritori? Sau tu le-ai zis ceva când ei acționau în forma aceasta? Și David spune că i-a oprit și le-a zis, de ce? Lucra Duhul Sfânt la conștiința lui. Și a spus, nu te mai încărca cu păcat ăsta că situația lui sau o rezolv eu. Dar nu e treaba ta asta. Treaba ta este să-ți duci cu credincioșie, cu frică și cu smerenie credința până la capăt. Asta era atitudinea lui. Asta trebuia să facă el. După aceea David spune versetul 8, David s-a sculat și a ieșit din peșteră și a început să strige către Saul. Și acum eu am zis în sufletul meu că știți cum e, dacă stai lângă coritor, să folosești același limbaj. Dacă ăștia vorbesc cu nu știu ce, o să începi și tu cu același limbaj să-l folosești și tu. Și uitați-vă la copii când vii de la școală, că te pomenești cu el, da, noi în familie n-am folosit niciun limbaj de asta. Tu de unde ai venit? Păi a zis colegul, colega și, le împrumuți, le auzi, le repeți și se mai împrumută din societate lucrurile acestea. Se face un transfer de personalitate, adică împrumuți din trăsăturile, din limbajul lor, din cuvintele lor, le împrumuți și tu și cu timp o să le folosești și tu. Și el, după ce le-a zis oamenilor acestora, a ieșit din peșteră și a început să strige. Eu am zis în sufletul meu, m nu înțeleg cum a strigat. A strigat ironic, bagiocoritor, cu respect, cum o fi strigat? Ce ziceți la asta? Să citim versetul 8. Împărate Domnul meu! Și David, după ce a strigat, după ce a văzut că îl vede împăratul Saul, după ce a apărut la intrarea în peșteră împăratul Saul cu oamenii lui, și a văzut că îl vede, știți ce a făcut David? Și nu de bagiocoră, prin de bagiocoră. Din respect sfânt pentru omul lui Dumnezeu. Știa că îi le pădaci, că se Domnul pe el. Dar din respect sfânt pentru omul lui Dumnezeu. Pentru că așa se întâmplă când ai legătură cu cerul. Ei respect și pe bagi ocoritori. Și pe bagi ocoritori te umilești și îi respecti. Nu că ești naiv, nu că nu pricepi, nu că nu vezi atacurile lor, repreși. Repreși la și lași în pace. Că tu ai o mântuire, ei nu au nicio mântuire. Tu ai o viață veșnică, tu ai o patrie cerească, ei n-au așa ceva. Și spune împărate domnul meu Și David s-a plecat cu fața la pământ Și s-a închinat Nu aș fi închinat fraților De ce? Nu sunt la fel de pocăit ca David Nu m fi închinat poate nicio parte dintre dumneavoastră În fața vrăjmașilor Când aveați posibilitatea să le faceți Dacă nu dumneavoastră cei din echipa noastră rău Și nici nu aveai sânge pe mână Adică putea să moară și nu avea sânge pe mână David Nu, no, nu, no, nu, no, nu no, no. Domnul știe ce poți să faci și ce nu poți să faci S-a dus și s-a plecat în fața lui și a vorbit în felul ăsta atât de frumos, atât de atregător. Îi spunea cuvinte atât de dulci, atât de pline de mângâiere. De ce asculți tu, părinte, părintele meu, de ce asculți tu de rău? De ce vă pleci tu urechea la alții? De ce îți place când mă vorbesc alții de rău să le spui bravo? De ce? Că tu știi că eu n-am făcut asta. Dragii mei, după ce s-a terminat povestea aceasta, că merită să o citim așa pe scurt, dar nu ne permite timpul. Ce ziceți? S-a atins sau nu s-a atins de Domnul te dă dus în mâinile mele, spuneau versetele. Versetul 10 spune, nu voi pune niciodată mâna pe unsul Domnului. Era sfântul unsul Domnului? Nu era. Da? dar trebuia să-l respecte și să-l trateze ca un sfânt. Chiar dacă nu era. Pentru că Domnul îi spusese lucrul acesta. Uite, părintele meu, colțul hainei, să știi că în purtarea mea nu există nici. Deci mei, știți ce l-a determinat într-un cuvânt omul acesta să spună? Știți ce l-a determinat să spună? La terminare, omul acesta a declarat în toată nebunia lui și cu 3000 de oameni la fel de, de, cu probleme, ca să nu le spunem altfel, la fel de, de ca și el. Știți ce a declarat omul acesta în fața la 3000 de oameni? Care pleca să de acasă ca să pună mâna pe David și Tu ești mai bun decât mine. Tu ești mai bun decât mine. De ce ești mai bun decât mine? Cine i a spus? I-a spus Duhului Dumnezeu că încă mai apela la conștiința lui. Și de s-ar fi oprit de acolo. Și s-ar fi oprit acolo din batjocura lui. Dar nu s-a putut opri. Pentru că batjocoritorii sunt în jurul nostru și ne împing și ne determină și pe noi. Dragii mei, fără să vrem, într-o zi sau alta, vom cădea victimă la acele cercuri de influență pe care le-am ales. Așa zișilor prietenilor noștri, care și ei merg spre iad și pe noi ne duc tot acolo. Și ne învață să facem exact ceea ce au făcut ei. Acum citesc un paragraf care l-am mai citit, îl citesc și cu tot respectul citesc și cu această ocazie. Ar trebui, nu există o realitate în zilele noastre, nu spunem că este o certitudine și că așa vedeți, ar trebui să se arate respect față de reprezentanții lui Dumnezeu, față de pastori, de învățători și de părinți care sunt chemați să vorbească și să acționeze în locul lui Dumnezeu. Ar trebui, el este onorat prin respectul arătat acestora. Cât respect este? Cât respect există? spuneți și mie, cât vedeți? Credeți că există? Stați de vorbă așa din curiozitate să vedeți dumneavoastră ce respect vă spune că primește un profesor în zilele noastre când merge la o instituție ca să predea acolo materia pe care el este plătit. Să-mi spuneți și mie cât respect întrește în zilele noastre. Stați de vorbă cu un om al lui Dumnezeu, nu cu mine, cu alții, care sunt mai plini de respect decât mine să întrebați care este plin de blavie și de respect, să-mi spuneți și mie cât respect mai primește în zilele noastre. Un profesor la școală. Sau unul care merge și predă la biserică și ține studii biblice. Sau unul care este slujitor și slujește, cât respect primește. Sau părinții din zilele noastre, cât respect primesc. Era o ilustrație frumoasă, mi-a plăcut o experiență. O persoană în vârstă și cu un tânăr erau așezați pe o bancă într-un parc. Se părea că este tatăl și cu fiul care era deja mare acum și care stătea cu capul într-un telefon sau într-o carte sau ceva și nu avea nicio treabă nici pe departe cu tatălui care e lângă el și care tatăl se bucura și în bucuria lui din când în când mai punea câte o întrebare. Și fiul la câteva întrebări de-abii răspundea câteodată tași din gură, lasă-mă că mă deranjezi sau lasă-mă în pace, sau am un mesaj de scris la ei sau la prietenii mei. Sau... Și în cele din urmă privește spre tatăl și îl vede suspine și plângând. Și dar de ce plângi acum? Ai zis să merg cu tine în parc? Am mers cu tine în parc. da, da, am zis să mergi cu mine în parc, dar știi, eu în parcul acesta, ca să spun de ce plâng acum, în parcul acesta când tu erai mic, veneam cu tine în parc. Și îmi puneai, chiar pe banca aceasta mi s-a întâmplat și poate și pe alte bănci, Stăteam jos și tot ce vedeai, tot ce ți se părea, puneai nu o întrebare, mii de întrebări până veneam acasă, de când plecam de acasă și până veneam acasă. Și răspundeam cu atâta dragoste și cu atâta iubire la toate. Astăzi am pus doar câteva întrebări, n-am primit răspuns la niciuna, ba din contră, ba jocură și lipsă de respect. Acum vă întreb, este o realitate a zilelor noastre relația aceasta între părinți și copii? Este frecventă sau este doar un caz izolat în proces? Lasă, frate, că n-aș știu să le duce. Dar eu care știu să le duc cu mine nu face așa ceva. Păi nu, frate, că eu, eu l-am făcut, eu nu strâng de gât. Nu, nu mai merge. Nu mai merge așa ceva. Este o realitate că respectul se oferă și se primește. E ca și dragostea. Problema este că s-ar putea să opere respect și să nu mai primești. Și să nu mai primești. Și nu înseamnă că rămâi gol. Că există undeva o sursă. E undeva un izvor. Și spune că din inima ta vor curge izvoare, izvoare de respect, chiar și pentru băieții El îți vorbește urât și tu trebuie să-i vorbești frumos. Nu, frate, eu sunt de la care pun piciorul în prag, eu gata, i-am spus, asta e ultima dată și de acum încolo niciodată nu-ți mai permit și nu-ți mai dau voie să faci tu ce vrei și cum vrei tu și. Na, nu merge cu asta, dragi. Dumnezeu este onorat, spunea respectul, spunea paragraful de respectul pe care îl acordăm altora. În deosebi, în deosebi, care sunt chemați să dea sfaturi, atât în biserică, cât și în familie, dar și în ramura aceasta de educație. Ce părere aveți dumneavoastră ca o întrebare? Respectul față de autorități. Cum le priviți noi asta autorității? Nu cum le vede societatea. Nu asta. Dacă vă întreb de asta, nu ne permite timpul. Nu aștept răspunsuri din partea dumneavoastră că s-ar putea să fie așa de multe comentarii la capitolul acesta încât nici eu să nu pot să ofer vreodată răspunsul la așa ceva. Pentru că societatea vede cum vede pe autorități. Eu v-am întrebat dumneavoastră, citim Biblia, Cuvântul lui Dumnezeu, având privirea îndreptată spre împărăția cerurilor, cum vedeți autoritățile? Și cum ne spune Domnul să le vedem? Nu cum le vedeți dumneavoastră. Nu dați răspunsul până nu citeți versetele acestea. Roman, capitolul 13, versetul 1. Oricine să fie supus stăpânirilor celor mai înalte. Căci nu este stăpânire care să vină din altă parte decât de la Dumnezeu. Și stăpânirile care sunt au fost rânduite. Ai frate, termină cu rânduite, că eu știu cum se fac alegerile la noi în țară, eu știu cum cu tare cum ai și primari, eu știu cum se fac alegerile și în biserică, eu știu, eu știu, n-are nicio treabă cu rânduiala cerului. Ăștia sunt aleși de ei, ei conduc, ei persecută pe cine nu fac ca ei, ei trăiesc pe picior mare, cei las nici nu Nu, 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 nu te băga în așa ceva. Fugi de așa ceva. Cuvântul Domnului prin Apostol Pavel spune oricine să fie stup supus stăpânirilor. Până unde? Ia să citim mai departe. De aceea, cine se împotrivește stăpânirilor, se împotrivește rândul puse de Dumnezeu. Și cei ce se împotrivesc își vor lua o sânda. Hai să citim și versetul 7. Dați tuturor ce sunteți datori să dați. Cui datoriți? Cui datorați birul, dați-i birul. Cui datorați vama, dați-i vama. Cui datorați frica, dați-i prica. Cui datorați cinstea, dați-i cinstea. Ce, frate? pește cum faci tu? Adică să ne ducem bucuroși, cam așa se interpretează din ce spui tu și din ce citim acum din Sfânta Scriptură. Adică să ne ducem cu bucurie și dacă se poate să-i bine cu binecuvântăm pe cei care ne cer să plătim taxe și impozite. Adică să te duci să-ți plătești facturile și taxe și impozite cu bucurie în suflet. Să-i spui, Doamne, Tu ai o rânduit așa și eu cu bucurie mă duc și plătesc ca în fața Ta, să știi. Și nu stau la rând și nu o uit urât la persoana care este acolo, desemnată la birou respectiv, și o tratez și vorbesc cu ea ca și când aș fi călăuzit de Duhul Domnului, pentru că Domnul Hristos a spus, dacă este cineva dator, să-i datorați cinstea, să-i dai cinstea, dacă trebuie să-i dai banii, să-i dai bani. Acum imaginați-vă pe Domnul Hristos care ar fi stat în vamă, ori în aeroport, sau poate în vamă, terestră, pe uneva cum stăm noi cu mașinile câteodată și să-L vedeți pe Domnul Hristos nemulțumit. Vorbind de rău la adresa Ministerului, la cei care conduc, de la Domnul Președinte și până la cei din toată echipa lui și imaginați vi pe Domnul Hristos bârfindu și vorbindu-i de rău pe ei. Acum vă întreb, dumneavoastră când așteptați sau când trebuie să cotizați sau când stați în vamă, ne purtăm ca Domnul Hristos? Da, așa ar trebui, că suntem copii ai celui prea înalt. Și când a fost întrebat Domnul Hristos de către unii dintre ucenicii și dintre apropiații lui sau dintre alții care vreau să-l pună în încurcătură, mai trebuie să ne plătim taxele și impozite dacă suntem ai tăi și suntem fiind. Da, și Domnul Hristos a spus să aduceți-mi aici, să vă arăt eu. A spus să duceți, să plătiți și nu să plătiți ca datorie. Mai spunea ceva. ce frate, eu să știi că mi-am plătit. Datorii și față de biserică mi-am plătit-o. Cu alte cuvinte, gata, am scăpat-o. Bă, dacă așa ai făcut. Hai. Datorile acestea trebuie plătite cu dragoste. Vine cineva de sus și te verifică cum le plătești. Cu ce inimă le plătești și cum te porți. Și el scrie acolo ca un respect sfânt pentru lucrurile și orânduierile sfinte lăsate de Dumnezeu. Ai, frate, pe ce polițistul care m-a amendat pe mine, credeți că asta e o rânduire dată de Dumnezeu, da? Da, da, este o rânduire dată de Dumnezeu. Este o regulă pe care trebuie să o respecti. Și toți aceia care caută să fugă din partea autorităților vor nu doar altceva decât să nu respecte regulile. Și cei care nu respectă regulile acestea pământești, vă întreb pe mine, credeți că se vor duce altfel în împărăția celor? Credeți că vor avea o altfel de atitudine? Nu. No. Se vor uita în dreapta, în stânga, să vadă dacă e vreun înger pe acolo. Și dacă nu e vreun înger, să vezi cum face. Să vezi cum întoarce pe unde nu trebuie, pe linia continuă, să vezi ce face atunci. Să vezi cum trece pe la semafor, să vezi, să vezi numai cum face. Dacă nu e un înger pe acolo. dacă e un înger, e ca și aici. Vede polițistul să face cu minte și pune și centura. Autoritățile, cuvântul Domnului, spune că sunt lăsate de Dumnezeu. Sunt niște rânduieli lăsate de el, nu de oameni. Noi nu mai credem de cele mai multe ori cuvântul ăsta. Ni se pare și asta datorită faptului că la noi acasă așa învățăm. La biserică tot felul de sfaturi de în pauză, între prietenii noștri, când ieșim cu ei seara după biserică și ieșim cu ei la pizza, auzim tot felul de lucruri de -stea. Și asta toate ne încurajează să fim și noi mai rebeli un pic, că frate prea așa cu capul în jos pe toată viața. Da, Asta e drumul pe care am mers, Domnul Hristos, dragii mei. Hai să mai luăm respectul sau purtarea, ca să nu spunem bagiocora, la adresa casei lui Dumnezeu. Ați văzut vreodată oameni care au bagiocorit casa lui Dumnezeu? Ce ziceți? Vi s-a întâmplat vreodată să vedeți așa ceva? Că știți că există undeva scris respectul față de casa lui Dumnezeu. Dacă nu ai respect față de casa lui Dumnezeu, de fapt ce ai? Nu, frate, eu n-am nici respect, dar nici bagiocoră. Na, na. Nu ai că nu e nimeni lângă tine mai bagiocoritor. Dar să-l vezi când au venit bagiocoritorii lângă tine, cum au stat lângă David și în să vezi ce bagiocoritor să fii și tu. Hai să citim. Faptele Apostolilor, capitolul 3, versetul 1. Și să vedeți de data aceasta ce respect există în zilele noastre. Petru și Ioan se suiau împreună la templu, la ceasul rugăciunii. Era ceasul al nouălea, Cineva îmi spunea zilele noastre, frate, dar nu se mai potrivește ceasul de atunci cu ceasul de acum. Atunci era ceasul nou, acum s-ar putea să fie pe la 11-12. Da, poate să fie cu nepică pică nouă bine. La câte unii, ceasul rugăciunii este când se trezesc ei. Dacă se trezește la 12, atunci e ceasul rugăciunii. Că poți să vii că biserica nu e închisă, frate. E cineva acolo care toată ziua nu are ce face, stă cu și deschide și se poarte frumos cu tine și te invită în biserică. Până la urmă, nu asta se poate face. Și vine din respect. Pentru Domnul, dar când vrea El și când vrea ea. Și cum vrea El și la ce oră vrea El și la ce oră vrea ea. Ce ziceți? O situație de aceasta repetată de mai multe ori. Este respect sau nu este respect față de Dumnezeu? Știți ce scria în altă parte un paragraf? Locul și ora sunt sfinte. De ce sunt sfinte? Vine prezența Domnului acolo. Hai, oh, frate, de prezența domnului era 100 și ceva în sală, sâmbătă trecută la tine la București, și acum vii să-mi spui că e prezența domnului sau nu. No, nu plate cu lucruri de astea, nu mai spune lucruri de astea, că nu e adevărat, tot felul de interpretări și de lucruri de ale noastre, imaginații de ale noastre. Și de cele mai multe ori noi, în mintea noastră, căutăm să ne scuzăm. De ce? Nu se potrivește cu practica noastră. Nu ne pică bine să ne trezim sâmbătă de dimineață când mergem la biserică. Nu ne pică bine să ne trezim la ora aia. Și ne trezim și noi când putem. Și de-aia nu credem. Hai să vedeți ce spune un paragraf. Trebuie să existe reguli cu privire la timpul, locul și modul de închinare sau serviciu divin. Să existe reguli. Dacă nu există reguli, nu e bine. Nimic din ceea ce este sacru, nimic din ceea ce aparține adorării lui Dumnezeu, n-ar trebui să fie tratat cu neglijență sau indiferență. Ori una, ori alta, ori amândouă. Să nu fie nimic din ce este sacru și aparține lui Dumnezeu, să nu fie tratat cu neglijență. Am pierdut autobuzul, mai nu e niciun fel de problemă, l-ai pierdut acum. Dar dacă-și data viitoare îl pierzi, m-am trezit, nu mi-a sunat telefonul, nu mi-a sunat ceasul. Știu. Hai să citim și următorul gând. Să vedeți că aici nu mai e vorba doar de sunat și de venit. Uneori, e foarte prețios paragraful acesta, ne lovește într-un mod direct măcar de ne-am trezit și să-i mulțumim Domnului pentru că a rămas undeva scris și cuvinte de forma aceasta pentru noi. Uneori, tinerii și tinerile au un așa de puțin respect pentru casa de rugăciune, așa de puțin respect pentru casa de rugăciune a lui Dumnezeu, prin faptul că vorbesc continuu unul cu altul în timpul predicii. Dacă ar putea să-i vadă pe îngerii lui Dumnezeu, spune paragraful, privind la ei și înregistrându-i, comportarea lor ar fi cuprins de rușine și dezgust față de ei înșiși. Dumnezeu dorește să fim ascultători atenți. Dacă fratele care transmite programele noastre mai este cu privirea și cu camera îndreptată spre tine, îi dai cu cotul ușurel, așa și finuț, discret, și la cel de lângă tine, îi spui, și și uite-te acolo. Uite-te acolo pe monitor, te filmează. A nu sta cu ochii închiși, că te vede. Și după aia toată lumea te bârfește care te cunoaște. Și de imagine stă și el două, trei secunde așa atent. Și gata, imediat după ce a schimbat camera să vede pe ecran că e în privirea. Dar spune că îngerii lui Dumnezeu stau cu camere. A vrea de câte camere au ei. Câte camere au ei? Și îl interesează, în loc să fie Dumnezeu mulțumit că încă mai vine cineva la biserică să-l mai asculte, că toată lumea se duce în altă parte să bucure de lumea aceasta și de tot ce opere ea, și încă mai venim, acum ne mai pui și condiții, cu ordine, cu destea, frate. Păi, mă, o să, o să fie bisericile goale la voi, nu o să mai vină nimeni, frate, la voi la biserică. Știu, dar cel mai trist ar fi într-o zi să nu mai vină îngerii Domnului și prezența Domnului. Asta ar fi cea mai mare durere. Că nu mai vine nimeni și că rămâi singur în biserica din care faci parte. Nu e o problemă, dragul meu. Să te îngrijorezi într-o zi, să nu cumva să lipsească prezența Domnului acolo. Că sunt biserici pline unde Domnul Hristos nu a trecut pe acolo. Și nici prezența Îngerilor și nici Duhului Dumnezeu. Și atunci mă întreb, de ce se mai duc acolo? E, ne mai întâlnim și noi unii alții, mai socializăm, mai ieșim seara, mai... Mai, frate, e așa se leagă prietenii, dacă sunt tânăr și eu pe cineva, dacă e... E... Ce vrei? Așa unde se ne ducem? Ai locul nostru de întâlnire. Un loc de întâlnire lipsit de prezența lui Dumnezeu nu poate fi niciodată o binecuvântare pentru nimeni. De ce se întâmplă asta? Cine sunt vinovați? Pe păi, frate, ne pui nouă întrebarea asta, ar trebui să te întrebi tu pe tine. Și voi ăștia care sunteți în capul lucrării, că de la peștele se strică, știți nastea, nu de la coadă, nu de la ala care stă în timp bancă. Se știi că de acolo, din față, de la învoane, de unde stați voi și predicați Evanghelie. Da, așa spune și profetul Ioan. Hai să citim. Ioel, capitolul 2, versetul 17. Preoții, slujitorii Domnului, să plângă între tindă și altar și să zică, Doamne, îndură de poporul tău, nu da de, de ocară moștenirea ta, nu face de bagiocor a popoarelor, pentru ce să se zică printre neamuri unde este Dumnezeul lor. Nu face tată lucrul acesta, pentru ce să fim o priveliște pentru alții. Nu vreau să facem parte din așa ceva. Da, dar pentru asta trebuie să plângi. Și de câte ori să plângi, frate, că la ce popor există în zilele noastre, la ce biserici și cine deschide ușa bisericii noastre, trebuie să stăm plângând întotdeauna și să stăm între tindă și altar și pe genunchii noștri, întotdeauna nici, să, nici să nu avem timp să mâncăm la ce se întâmplă. Să vedeți un paragraf. Lucrurile sunt mult mai sensibile decât le vedem astăzi. Lucrurile sunt mult mai sacre. Domnul așteaptă un respect mult mai mare decât se oferă în zilele noastre. Să citim. Dacă cei care slujesc în lucrarea sfântă nu manifestă grijă și respect față de Dumnezeu, adică slujitorii nu manifestă grijă și respect față de Dumnezeu, în îmbrăcămintea lor, în comportamentul lor, poporul pierde venerația și respectul pentru Dumnezeu și pentru serviciul lui cel sfânt. Păi dacă pastorul vine îmbrăcat așa cum vrea el, dacă pastorul vine cum vrea el și în comportarea lui vezi tot felul de defecte, pe păi ce pretenții ai, frate, Daniel, la membri? Dacă tata face așa, mai ai pretenții la copil. Dacă mama face așa, te întreb de ce pica ei face la fel. Care este respectul pe care l-a văzut? De unde vine? Nu cumva cei care trebuie să aibă un respect sfânt pentru Dumnezeu. Și a ieșit Moise în fața poporului într-o zi și a spus să vă curățiți hainele, să vă purtați așa că mâine mergeți și ne întâlnim cu Domnul. Și nu au vrut, unii dintre ei nu au vrut să asculte, dar când au văzut că tremură muntele, au spus, oprește, Doamne, să-i vorbești prin Moise, că îl ascultăm pe el. Numai pe tine să nu te putem asculta, că ne topim cu toți în fața Domnului. Acum nu mai tremură nimic. Acum, dacă se poate să, să țările noastre să fie cât mai confortabile, scaunele când ne ce la biserică să fie așa mai agreabile, prate Daniel, că nu știu, ne-am tura peste tot. Și la voi, cum mai sunt și practicile astea de te pune pe genul la toate bisericile, la toate programele, pe prate, să ne ierte Domnul, păi, să aveți măcar mochetă de aia confortabilă, că mai dăm și noi cu cremă pe picioare, mai avem și noi ciorap subțiri, mai avem și noi așa, nu așa chiar așa de cum, cum credeți voi. Da, știu, îmbrăcămintea și comportamentul poporului pierde venerația și respectul pentru Dumnezeu. Stă scris, Uite la mine. Și pentru mine vorbește, și pentru ai mei vorbește. Dar stă scris. Isaia capitolul 29, versetul 13. Ia să vedeți ce gând prețios. Domnul zice, când se apropie poporul acesta, mă cinstește. De deci ce el are un respect aparte pentru mine? Cântă frumos. Sau, mă rog, mă cinstește cu gura și cu buzele, dar cu inima au programe frumoase. Băi, am fost pe la ei, știi cum te unge la suflet, așa de bine te simți. Dar cu inima sunt departe de mine. Și frica, respectul, nu frica să tremur, respectul care l-au față de mine nu este decât o învățătură de dat omenească. N-au niciun respect. Ce trist cum ne vede cerul. Noi nu ne vedem așa. Nu avem niciun fel de problemă. Frate, pe păi, am văzut și la tine, și la ei tăi, și la biserica ta, și la familiile ta. Hai să intrăm totuși într-un paragraf care face un pic mai multă lumină decât, decât la momentul de față. Când intră în locul de întâlnire, închinătorii trebuie să facă lucrul acesta ținând seama că este un loc sfânt, să meargă liniștiți și să se așeze la locurile lor. Și anume, Vorbirea obișnuită, șoapta, râsul, n-ar trebui să fie îngăduite în casa de rugăciune, nici înainte și nici după serviciul divin. O Evlavie fierbinte, activă. O Evlavie de-aia care doarme în bancă, nu. O Evlavie activă și fierbinte pentru Domnul ar trebui să-i caracterizeze pe cei care vin să se închine. Ce blavie frate Daniel, că dacă vrei să cânți o rugăciune, să faci tu un apel. Uite, hai să avem o oră de rugăciune și să spui, ne rugăm cu cineva din sală. Să vezi dacă nu stai pe genul câteva secunde bune și dacă nu zici tu rugăciunea sau dacă nu pui pe cineva să vezi că nu se roagă nimeni. Atât de mare e Blavia și fierbința aceea despre care tu vorbești acum. Știu. Știu. Văd și eu lucrul acesta. De ce? Așa ne arde inima după Domnul. Noi iubim, Cum vrem noi dar nu cum își dorește el. Mai citești ceva din acest paragraf. Dacă unii trebuie să mai aștepte câteva minute, aici e o mare problemă, peste tot. E, nu în toate bisericile, sunt biserici unde nu s aude musca, dar sunt biserici unde știți cum, să nu asculți sau să nu auzi mai bine de preferat. Dacă unii ar trebui să aștepte câteva minute înainte ca adunarea să înceapă, aceștia să păstreze un adevărat spirit de devoțiune într-o meditație tăcută. Având inima înălțată la Dumnezeu în rugăciune, pentru ca serviciul divin să poată fi în mod benefic pentru inimile lor. Să fie benefic pentru inimile lor serviciul divin. Păi cine se roagă, frate, pentru asta? te așezi în bancă, te mai întâlnești cu altul, nu te-ai întâlnit deloc toată săptămâna, mai povestește, ceilalți în grupul lor fac la apel, mai intră cineva, ne mai salută, îi mai salutăm și noi, ne mai îmbrățișăm, mai spune câte ceva și devine totul ca o piață undeva unde ne întâlnim, ne întâlnim și iar ne întâlnim și iar ne bucurăm și bucuria aceasta e mai importantă decât cuvântul lui Dumnezeu și decât prezența divină. Și dacă zici ceva, abia așteaptă cineva să zici, că spune, uite, pentru că i-a zis fratele Daniel, el bine așteptat de mult să plece, dar pentru că i-a zis prate Daniel, sora sau frate, nici nu mai vine pe acolo. A zis, nu mai vin, mă duc în altă parte unde pot să fac orice, să zic orice și nu e niciun fel de problemă. Ce părere aveți? Ce părere aveți? Cum este Domnul nostru? În adunarea Sfinților, cum este Domnul nostru? Hai să citim. Psalmul capitolul 89, versetul 7. Dumnezeu. Îmi place gândul acesta. Dumnezeu este înfricoșat în adunarea cea mare a sfinților și de temut pentru cei ce stau în jurul lui. Și am zis, băi, dar cum? Adică este înfricoșat și ție ți îți place, frate Daniel? Da, 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 da. Păi dacă este așa drăguț, amabil și cu noi și toată ziua ne zâmbește și ne îmbrățișează și este dragoste într-adevăr, pentru că nu ne avem niciodată nicio rezervă, nicio temere. Dacă vrem, venim, dacă nu, nu, pentru că și așa ne iubește. Dacă îi spune că, îl iubim sau nu îi spunem, nu e niciun fel de problemă, că el oricum nu se supără. Deci facem doar ca noi, ne facem doar că îl iubim și avem pretenții. Avem pretenții, suntem copiii Domnului, Doamne, să dai toate bine binecuvântele peste noi. Așa aparține aproape o mare parte din rugăciunile noastre. Cam așa se rezumă. Doamne, binecuvintează-ne pe noi, pai noștri din biserica noastră, dă iar mai dă iar mai dă -ne. Dar niciunul nu spune, Doamne, când te vedem așa de înfricoșat și ne bucurăm că ești în adonarea aceasta noastră, ajută-ne să fim sfinți ca să te poți bucura împreună cu noi. Că tu ești sfânt și de la noi accept și primești acea sfințenie pe care o oferim noi. Nu. No. Este un gând și este printre ultimele în tema noastră respectul pe care oamenii l-au avut din vechime pentru sanctuar și pentru sanctuarul în care ei se întâlneau cu Dumnezeu în cadrul serviciilor divine a dispărut în mare măsură. A dispărut respect. Păi știți cu ce a fost înlocuit? Nu a dispărut. A fost înlocuit cu persoane care sunt pline de bagiocuri, de scaunele s-au umplut. Frate Daniele, nu erau mai pline altă Știu. Dar nici nu aveam atât bat jocurit în biserici cât ce sunt acum. Vai de mine. Păi știți cum? Să reușești vreodată în exprimarea ta, în rugăciune, la cântare sau la predică să faci o greșeală. Să vezi numai cât îți dau cu cotul și să privești în sală să vezi doar cât zâmbesc așa într-un mod satisfăcut. Ce uite l mă, îl vezi cum vorbește. Îl vezi mă cum cântă. Nu știe nimic, dar cântă. Nu știe să se roage, dar se roagă. Pentru că oamenii au venit acolo doar ca să-și umple agenda minților de greșelile altora. Nu au venit să se întâlnească cu Domnul. A dispărut respectul în mare măsură pentru lucrurile sfinte, a dispărut. Să-i vezi numai cum vin îmbrăcați, să-i vezi numai cum ascultă, să-i vezi numai cum stau, să-i vezi cum... Nu mai să te uiți, nu mai să vezi vreo filmare de felul acesta. Nu mai să privești la vreo filmare să te vezi cum stau sunt oameni care stau la rugăciune, care credem noi că este, cam toate bisericile cred la fel, la capitolul acesta, toate bisericile creștine. Cred că închinarea și rugăciunea este plină de venerație și ar trebui să fie plină de respect. Și să-i vezi, doar mai cum stau. Să-i filmezi în timpul ăla, dacă își mai permite cineva să filmeze, să meargă camera atunci să-i vezi cum stau. Unii meste că gumă, alții stau cu ochii închiși, alții se uită nu știu pe unde, alții se uită pe telefon, alții se, se întind pe jos, că nu pot să reziste să stea câteva secunde în picioare. Heruvimi și serafimi în împărăția celor, ăia știu să stea, dar iau au răbdare, frate Daniel, ăia sunt făcuți din alt material, dar noi aici dacă ai ști că nu ne, nu mai putem să rezistăm. Dar Domnul Hristos stătea nopții întregi pe genunchi și el rezista. Da, frate, dar avea antrenament. El se ducea la sala acolo de rugăciune. Noi nu ne ducem la sala aia de rugăciune. Noi avem și noi locurile noastre unde avem și noi condiție fizică, dar o folosim altfel. Da, o folosim. Dar acolo vom ajunge. Acolo unde este comoara ta, acolo unde este inima ta, acolo te vei duce. Acolo va fi viața ta veșnică. Mai citești ceva. A avut loc o schimbare. Și ce bine ne drag de schimbare. Dar să vedeți că paragraful spune altfel și nu spre bine, ci spre mai rău. În obiceiuri, deprinderile oamenilor în legătură cu închinarea religioasă. Frate Daniel, să știi că e mai bine la alții din alte biserici. Am văzut că ei au desfințat chestia aia. Mă, fiecare are patul lui, camera lui, poate să roage cât ar vrea. E, mai desfințați un pic din programe, păceți-le mai atractive, venea o soră și ne spunea așa, Într-un fel ironic, faceți-vă și la voi programele mai atractive. Căutați și voi să îmbunătățiți ca să atrageți. Poftim? Asta e marea problemă, de a nu atragem. Nu atragem pentru că datorită lipsei de respect atât a slujbașului cât și a închinătorilor pleacă prezența divină și cartea spune nu voi atrageți, Domnul Hristos atrage. Dar cum să vină Domnul Hristos să atragă? Ce să vadă, dragii mei? să vadă unghiile lungi și vopsite, să vadă tot felul de lucruri care nu au nicio legătură cu respectul și cu venerația față de Dumnezeu. Asta poate să-l vadă? Sau alte practici. Ai frate, vă țineți de lucruri de nimic, vă împiedicați de orice lucru. Știu, dar există respect pentru lucrurile sfinte? Deloc. Deloc. Și dacă nu există deloc, astăzi poți să vii îmbrăcat cum vrei, poți să faci ce vrei, poți să zici orice, poți să vii sau să nu vii, oricum pastorii sunt foarte maleabili, oricum nu te exclud, frate, că ei au și ei nevoie de bănuți. Au și nevoie de bănuți. Și să mulțumesc dacă îi dai și tu acolo un ban măcar o dată pe an. Și este, pentru ei o afacere asta. Și e foarte bine că și nici voi n-ați avea din ce trăi. Nu, dragii mei. Mâna Domnului n-a sărăcit niciodată, slujitorii Domnului n-au fost niciodată lipsiți de bani și de finanțe, numai că am fi fost mult mai bine cuvântați dacă eram o lumină în lumea aceasta. Dacă ar fi venit alții la noi la biserică și ne-ar fi văzut cu respect, cu reverență, cu dragoste. Să se uite în ochii tăi și să spună, îmi place aici, simt că este prezența lui Dumnezeu. Dar vine la noi și spune, îmi place, ați fost drăguți. Vai, ce drăguți ați fost. Oh, și ce bine vă portați. toate mai puneți și masa, așa știți că mi-a plăcut. Nu știu că mai vin vreodată. Dar mă duc și aici, în altă parte, unde să mă simt bine. Dar nu simte o atracție a prezenței divine acolo. De ce? Nu este prezența divină. Și dacă nu este prezența de bine, este datorită faptului că cei care s-au lăudat că îi slujesc Domnului toată viața nu mai au respect pentru lucrurile sfinte, ci sunt niște bați jocoritori, câteodată pe față, câteodată mai ascunși. Dar la momentul potrivit vor ieși pe față. Să vă ajute Tatăl Ceresc să nu aveți niciodată treabă cu jocora. Niciodată să nu priviți la lucrurile acestea, să priviți ca o oroare să stați lângă Domnul pentru că bagiocoritorii niciodată Dumnezeu nu-i va lăsa nepedepsiți. Toți cei care bagiocoresc. Știți, așa în principiu, ca o concluzie. Știți cei care bagiocoresc? De exemplu, dacă cineva se pune o masă comună sau la tine acasă cei care n-au făcut deloc niciodată mâncare și n-au pus nici masa și n-au pus niciodată nicio farfurie pe masă sau n-au ridicat o farfurie de pe masă, care n-au spălat niciodată, ăștia vor fi bagiocoritori. Deci bagiocoritorii sunt oamenii care nu fac nimic. Înțelegeți? Ei sunt cei mai liberi, satane găsește cei mai liberi, îi consideră el cei mai deștepți, le dă el o înțelepciune aparte încât să caute greșelile altora care fac câte ceva. Dacă te duci la biserică, dacă te duci la școală, dacă te duci acasă, dacă te duci oriunde pe pământul acesta și nu faci nimic, îți va da diavolul de făcut ceva. Dar niciodată nu îți va da respect pentru lucrurile sfinte. Îți va da o lipsă de respect care Biblia o numește jocoritorii zilelor din urmă ale lucrurilor sfinte și a lui Dumnezeu. Și într-o zi Tatăl Ceresc va veni la tine se va uita și îți va spune pe nume. Îți mai amintești cât timp ai fost jocoritor. Când era de făcut ceva, nu făceai nimic. Dar de bat jocorit, de dat cu nemol, de descurajat în alții, totdeauna știai doar să lovești, știai doar să înțepi, știai doar să zici. Și ei, culmea, că sunt așa de sensibili, că dacă încerci vreodată să le ceva, știi ce tare se supără. Bat jocoritorii aceștia. Vai ce sunt ofensați. De ce? Pentru că a pus stăpânire bat jocura pe ei. Acestea sunt vremurile din zilele din urmă. Să ne ajute Domnul să ne lăsăm călăuziți de Duhul Său ce Sfânt. Să ne ducem la Domnul Hristos și să-i spunem, Doamne, în jurul meu nu vreau să am bagiocoritor niciodată. Aș vrea să am numai oameni care îl iubesc pe Domnul, care știe să respecte, care știe să lucreze și să facă tot ce depinde de ei pentru Domnul și pentru împărăția Celui. Să vă ajute Domnul la aceasta. Este rugăciunea mea pentru dumneavoastră. Și să avem o comportare ca un popor ales. Este cântarea pe care o vom cânta -o cu toți. Bine ar fi să vă uniți și dumneavoastră gândurile cu acei care vor cânta cu această cântare la încheiere, acum, înainte de momentul de rugăciune, în care vor ruga pe Domnul Fierbinte și îi spune, Doamne, te rog frumos, și eu am fost un bagiocoritor. Și noi am bagiocorit. Sau poate nu ne-am conformat exact pretențiilor tale. Și comportarea noastră, îmbrăcămintea noastră, cuvintele noastre, atitudinea noastră, a fost o ofensă și o bagiocoră la adresa numelui tău. Poate au bagiocorit alții numele tău datorită comportării noastre. Înainte de a ne ruga cu lacrimi înaintea Domnului, să ascultăm această Cântare, tu, popor ales al Domnului. Și să ne facem procesul acesta de meditație, de judecată în noi, în fața Cuvântului lui Dumnezeu, pe fondul acestor cuvinte care vor fi exprimate. Să ne ajute Domnul la aceasta. Vă aștept la un moment de rugăciune. Cum nostru Tată, venim înaintea Ta în momentele acestea, în numele Domnului Hristos, să-ți mulțumim, Părinte, pentru favoarea aceasta pe care o faci de fiecare dată, că vii și stai de vorbă cu noi prin cuvântul Tău. Ne spui, Tată, unde am putea să greșim sau unde am greșit? și, -și cerem și iertare acum în urma acestor sfaturi, că poate, fi, poate am fost și noi pe lista acelor jocuritori, prin de jocuri care am supărat și am întristat pe copiii tăi, te-am poate pe tine sau locașul tău de închinare prin lipsa noastră de respect. Tată, te rugăm frumos iartă comportarea noastră. Ajută-ne, te rugăm frumos, Părinte, să nu mai greșim față de tine și și față de cei din jurul nostru. Dă-ne un respect sfânt care să ne călăuzească întotdeauna și prin Duhul tău cel sfânt cercetează-ne. Ajută-ne ca de fiecare dată să știm să stăm în preajma oamenilor care ne-ar putea... Aduce pe o cale bună și să ne influențeze într-un mod pozitiv. Tată, te rugăm frumos, iartele că am stat lângă oameni care au fost lipsiți de respect, care au fost bagiocoritori, care au bagiocorit la adresa numelui tău și ne pare rău. Poate alții s-au depărtat la credință sau poate alții au văzut bagiocurile noastre și s-au descurajat. Te rugăm frumos în dragostea și iubirea ta. Niciunul din lumea aceasta n-a plecat așa de departe încât mâna ta să-i poată întoarce. Întoarce-ne, Tată, cu toții și ajută-ne să ne întoarcem spre Tine, să avem un respect și o reverență sfântă față de Tine, față de locașul Tău de închinare, față de slujitorii Tăi, să-i considerăm ca și Domnului. Ajută-ne Tu în purtarea noastră, Tată, să fim aproape de Tine și de cuvântul Tău. Într-o zi să ne poți primi cu brațele deschise, spunându-ne că am fost respectoși, nu că am fost niște bagiocoritori. Iartă -i și pe cei dragi din familiile noastre. Încredințăm în mâinile tale și punem în mâinile tale și pe ascultătorii noștri. Acolo unde se află fiecare în parte. Poate a avut de suferit mult și a fost profund întristat datorită bajocurilor altora. Tată, vindecă orice rană și ajută-ne tu să avem privirea îndreptată spre tine și să avem o atitudine sfântă și demnă de urmat și pregătită de Duhul tău cel Sfânt, atât față de biserică cât și față de slujitori, de părinți, de autorități. Tată, ajută să vedem că toate lucrurile sunt conduse de mâna ta și că tu ne iubești mult de tot. Facă-se voi ta în toate, pentru că te-am rugat și îți mulțumim în numele Domnului Hristos, fără niciun merit al nostru. Amin.